Bună seara, dragii mei! Aștept două momente să vedem cine vine alături de mine în seara asta. Bună seara! Așteptăm două momente să mai vină câteva persoane. Bună seara, bine ați venit, bine v-am regăsit, ca să zic. Bună seara. Haideți că întorc camera. Bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei, ce faceți, cum sunteți? Să știți că mi-a fost dor să fiu din nou alături de dumneavoastră. A fost cam lungă pauza mea, dar câteodată mai trebuie. Mă bucur să vă am din nou alături și dați-mi voie să mă prezint. Mă numesc Gabriela Ciulica, pentru cei ce nu mă cunosc, și sunt reprezentant al magazinului de bijuterii online The World of Alice Jewelry în Germania. Și da, dragii mei, pentru această seară v-am pregătit o grămadă de noutăți. Am primit și marfă între timp, mulți ați intrat deja pe site, ați văzut. Care nu ați văzut, vă spun acum. Mi-a scris cineva ceva. Bună seara, bine ați revenit din concediu. Asemenea, mulțumesc frumos. În primul rând, dragii mei, linkul magazinului îl aveți, să știți că și mie mi-a fost dor, îl aveți fixat în josul paginii www.theworldofalicejewelry. Vă invit să intrați pe linkul magazinului. Sub linkul magazinului găsiți un al doilea link cu un video care vă arată pas cu pas cum să achiziționați bijuterii de pe site-ul nostru. Și dacă tot intrați încolo, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube. Mâine este 15 aprilie și atunci de mâine o să fim live. Încercăm să fim pe ambele canale, și pe Facebook și pe YouTube, dacă o să meargă. Să vedem acum că e destul de slab. După cum vedeți aici, avem semnalul la internet destul de slab și nu știu dacă o să fie capabil să tragă două canale. Dacă o să meargă, dacă nu, atunci pe YouTube. Dar o să fim aici oricum. Și da, haideți să începem. Eu am să încep cu noutăți. Dumneavoastră, dacă doriți să vedeți altceva decât vă prezint eu, trebuie doar să-mi scrieți și eu mă conformez. Și pentru început dați-mi voie să vă anunț că cercei cu zultanite, aici, cercei pe care nu i-am mai avut, am primit și perlele zultanite, da? Cercei cu zultanite sunt din nou pe stoc. În momentul ăsta am doar tortițe argintii, dar o să primești și tortițe aurii. Eu am făcut comandă, acum o să vedem când, dar de venit o să vină, da? Stați, dacă tot i-am arătat, haideți să vă dau și detalii. Multă lume nu știe și atunci trebuie să vă spun. Cercei din argint 925 cu zultanite sunt lucrați manual. Închizătoarea cu lever bag sunt cei mai comos cercei, da? Avem perlă? Anul ăsta nu am mai lăsat-o pe mami să pună semințe, acest live, că pătrunjei să buni. Să nu mai pui pătrunjei, super! Da, haideți că începem să ne distrăm prima. Da, și avem perlă de 10 mm, numai un pic să-i și găsesc, să văd unde sunt cerceii. Hai să intru la colecția de cercei, că am intrat greșit. Pentru fetițe de 8 ani, da, am și pentru fetițe de 8 anișori, cercei de fetițe, vă arăt. Și sper ca pe viitor să am și cercei cu zultanite pentru fetițe de 8 ani. Lucrăm acum la niște modele, să vedem dacă ne și iasă. Da, ia uitați. Cercei, dragi mei, 2,7 cm lungime, 8 mm, 10 mm, pardon, lățimea lor, da? Cântăresc 3,4 grame și pot fi achiziționați pentru 40 de euro în acest moment. Așa că, dragii mei,
Ia uitați, eu de-abia m-am așteptat să iam, că ultima dată o trebuie să-mi văd și cercei din ureche. Am oprit tortițele și am pus perlele la cineva, că nu mai vroia neapărat și nu mai avea răbdare. Bun, și haideți să încep cu minuni. Și am să trec la inele, dragii mei. Să vă prezint inele cu zultanite, minunății. Ia uitați, minunăție de ele. Argint 925. Mă pic să găsesc colecția. Aici. Da. Zultanită, lunguiață, foarte faină, superbă. După cum vedeți, pe margine are zirconia, este argintiu și are zirconii negre de jur împrejur. E wow! Inelul este mărime universală. Deja știți, ia uitați pe dedesubt, eu o las așa și fiecare și-l face cum dorește de mare. Argint 925, capul inelului, dragii mei, 3,2 cm, lățime 1,7, cântărește 14 grame și poate fi achiziționat pentru 90 de euro în acest moment. Și să vă zic ceva, că la fabrica de bijuterii de zultanite au scos un model nou astăzi, mi l-a arătat, are un inel, are 30 de zultanite. Am rămas, wow, nu mi-a vis să cred ce am văzut. Lănțișoare de perlă care se poartă de ocazie zi de zi. Lănțișor am set brățară și colier de perle, da? Bună seara, bună seara, servus Angela, am zis preț la 90 de euro, un alt inel, un triunt de data asta, auriu. Ia uitați ce frumusețe aici, argint 925, o zultanită, wow, ia uitați-l. Inelul ăsta e vis și pe margini zirconii aurite. Are 2,7 cm latura, are un centimetru grosime clar, este auriu, cântărește 15 grame, este mărime universală, da, vedeți dedesubt. Și poate fi achiziționat pentru 110 euro în acest moment. Numai modele noi, numai, wow, eu singură rămân gură cască, credeți-mă când le văd. A ieșit modelul ăsta de inele și este wow. Inel rotund, ia uitați. Servuzela. Argint 925, inel argintiu, avem cu zirconii negre de jur împrejur. Ia uitați ce minunăție de zultanită are. Forme geometrice de obicei, vedeți, aici avem rotund, inelul, dragii mei. 2,5 cm diametru, este mărime universală, doar că eu nu vreau să le deschid, fiecare să și-l facă după mărimea degetului și cât e, eu atâta las. Dar, bună seara, doamna Pavalache, bine ați venit! Da, distracție mare tuturor, dragii mei! Da, 2,5 cm diametru la inel, argintiu, mărime universală, pe dedesubt se desface. Bună, nu vă supărați, dar voia să știu dacă mai aveți. Deoparte, cei mei am vorbit înainte de concediu, Aurelia Iane, da, sigur că da, acolo sunt, da, 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 știu, acolo sunt, deci toate bijuteriile care le-am pus deoparte, o să discut chiar la sfârșitul live-ului și de chestia asta, că am bijuterii de o lună de zile deoparte și n-am să le mai țin, deci cine nu, maxim o săptămână, cine vrea le ia, cine nu, le vând, că n-are rost să stau cu bijuteriile blocate, nu? Și alții n-au. 2,5 cm diametru, 1,
un centimetru grosime. Mâine dimineață, Cristina Cadar. Da, da, doamna Cristina, da. Da. Cel cu 90 de euro, Florentina Stoica. Care a fost ăla cu 90? Ăla lunguieț, parcă a fost 90 de euro. 17,6 grame și poate fi achiziționat pentru 110 euro. Care a fost? Mă, ăla e lunguieț, a fost 90 de euro. Păi, nu a fost cu 90 de euro, a fost ăsta. Uite, ăsta e 90. Ălălaltul triunghiu era 110, ăla auriu. Deci am avut ăsta auriu. Toate sunt frumoase, sunt deosebite. Primul lunguieț, da. Ăsta primul lunguieț e 90 de euro. Ăsta triunghiu auriu 110 euro. Nu prea văd, uită-te acolo dacă vezi cine... Da, ăla lunguiețul el, ăla era, da. Și trecem mai departe. Nu, nu, nu este auriu, ăla este argintiu. Inel oval, auriu. Bună seara, Alexandra, foarte frumos inel. Și o piatră deosebită la ele, uitați. Și lucrătura e deosebită. Arde de frumusețe-o acolo. O minune. Pe mine mă lasă cu gura căscată, ce să mai ai, așa că... Af, da, Elsia! Argint 125, aurit. Florica Pop. Da, cred că am primit și banii. I-am primit, sigur. Florent, da, uite, pe auriu. Inelul, dragii mei, mărime universală pe dedesubt, deci toate sunt mărime universale, da? Se desfac pe dedesubt? Da! Să știi că eu am fost în România și am avut, am eu inelul meu ăla deosebit, ăla mare, pătrat, așa. Să știi că am intrat, mi se pare că la Kaufland sau nu știu unde, și când a început și s-a făcut un verde ca de safir de la neonul ăla, toată lumea s-a uitat la inelul meu și nu știau că ce piatră este. Nici n-au de unde să știe, da? Florica Pop. Mulțumesc mult, sunt super, recomand. Ăla lunguiesc pe auriu nu am. E câte unul din fiecare, mai am două, trei pătrate și atât. Inelul, dragii mei. 3 cm lungime, 2,5 lățime, 1 cm grosimea lui, cântărește 16,4 grame și poate fi achiziționat pentru 100 de euro în acest moment. Exact 100. Bun, hai să văd care cum. Și la rotund e frumos. Toate sunt frumoase, toate sunt foarte frumoase. Da, 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 toată lumea a rămas gură castă la frumusețea lui, foarte frumoase. Adevărul e că, wow, și astăzi am mai avut o clientă care a venit la mine, nu a venit aici, pe internet, nu? M-a contactat și mi-a zis, o cumpăra pentru prima dată, bună doamna Pasca, pentru prima dată o cumpăra zultanite și ce să vezi că m-a contactat să-mi spună, wow, o rămas uimită cât de bine se simte decât o cumpărat inelul. Nu zic, vezi? Și modele deosebite. Mai micuț, dreptunghiular. Bineînțeles, și el este mărime universală. Ia uitați-l pe dedesubt. Și am cruciuliță. Bam, bam, bam. Nu știu dacă mai am. Trebuie să mă uit. Cred că da. Nu, nu sunt sigură. Trebuie să văd ce mai am pe stoc. Dar modelul ăsta de inele are și o piatră, are o zirconie lipită pe ea. Ăsta e capul. Se vede? Ia uitați-o. Sunt foarte frumoase. Argint 925. Capul inelului, dragii mei, 3,2 cm pe 2,7. Cântărește
Și aici, 20,5, cred că e o greșeală. Îi dăm pe cântarul. Îmi scrie 20,5, dar nu cred. Nu poate să fie așa, până aici. Florentina Stoica, la care? La ăsta? Are 10,6 grame, așa, păi de-aia mă miram eu. Numai un pic. 10,6, să schimb în calculator, e ceva greșeală, asta e greșeala mea, că eu am făcut-o. Așa. Și poate fi achiziționat pentru 80 de euro. Sunt 1. Da, este unul singur pe stoc, dar nu sunt două pe stoc, am două bucăți. Dar cred că unul s-a vândut. Aha, unul s-a vândut, mai este doar unul. Bun, mai este doar unul, da. Și trecem mai departe. Mai am aici unul fain. Un pic mai mic auriu. Aha, Florentina Stoica, vreau un inel și cercei auriu. Ok. Păi fii atentă, ce îți recomand? La inelul care tocmai l-ai văzut acolo, la, care ți l-am arătat acum, la 80 de euro dreptunghiular, îți recomand o pereche de cercei. Uite așa. Florentina Stoica, cercei. Ceasuri n-am primit în tura asta, am primit astea, am primit brățările Pandora argintii, da? Dar hai că îți prezint Florentina după ce termin cu inelele, că mai am vreo două monedele și gata, și unul auriu, unul argintiu, cu margine de circonia neagră. Cine e? Guralica Tina, n-am primit cadou de două săptămâni. Ok, lasă că mă uit să văd. Mai am încă trei pachete cu probleme până acum. Mă uit să văd, bine? După live. Lutează la Guralica. Argint, 925. Capul inelului, dragii mei. 3 cm lungime, 2,5 lățime. 1 cm grosime, cântărește 21 de grame și poate fi achiziționat pentru 120 de euro. Au fost cu Paștele, da, da, păi să vede, când e o sărbătoare tot timpul am câte ceva probleme cu pachete. Deja 3 pachete am probleme, dar sper să se rezolve. Și inel pătrat. La fel și astea pătrate au câte o piatră pe ele. Da? Argint 925, foarte frumoase inelele. Mărimi universale, clar. Ia uitați-o pe dedesubt. Aurii. Astea am 3 bucăți pe stoc. Inelul, dragii mei, 2,8 cm pe fiecare latură, cântărește 14,2 grame și poate fi achiziționat pentru 110 euro. Lănțișor de bărbați cu cruciuliță. Da, da, da. Ți arăt. Și acum hai să-ți arăt, să-ți prezint cerceii. Hai să trecem la cercei cu zultanită ca să-i prezint. Claudia Vese. Da, doamna Claudia. Asta e numai începutul. Stai să vezi ce mai am aici. Da. Hai să vedem cerceii. Uite, eu ți arăt așa ca să-i vezi caset. Da, mai am și alt cercei. Vă arăt. Da, vă arăt. Acum vă arăt cerceii, da? Deci, în primul rând, cerceii perlă care vi-am arătat, sunt din nou pe stoc,
I-am mai avut și înainte, cercei aceștia, 7,6 grame, 3,5 cm lungime, 1,2 lățime, închizătoare cu lever back și pot fi achiziționați pentru... moment, să văd ce e aici. Pentru 60 de euro în acest moment. O pereche pe stoc, au fost două, văd că una s-a vândut, mai este decât una pe stoc. Apoi, să vă arăt cercei pătrați, aurii, închizătoare cu lever back la ei, da? Cercei, dragii mei, foarte frumoși, cercei aurii cu zoltanite. Mystic, Samuel și Elena, sigur că da, imediat. Numai un pic să dau câteva zoltanite ca să, să liniștească fetele și pe urmă trec la ele, bine? Da, dragii mei, 3,5 cm lungime, 1,6 lățime. Cântăresc 10 grame, închizătoare cu lever back și pot fi achiziționați pentru 65. Cei romb, da, i-ați văzut. Ia uitați. Romb, deci pătratul care tocmai vi l-am prezentat și romb. Și ei sunt închizătoare cu lever back, sunt aurii, argint 925. Mă un pic să-i și găsesc. Un moment. Unde sunt? Unde sunt? Uite. Da, ăștia micuți, rom, au 3,5 cm lungime, 1,3 lățime și pot fi achiziționați pentru 50 de euro. Ăștia mici cu rom. Ăștia 50. Ăștia la alții 65. Da? Și hai să vă mai arăt, am o pereche, wow, aici, îmi plac mie la nebunie, ia uite-i. Îs argintii, cu zirconia negru, lunguieți, sunt superb, închizătoare cu lever back. Argint 925, da? Dragii mei, distribuiți la 500 de ochișori, avem extragere prin random. Avem un inel cu zultanit la 500 de ochișori și dacă ajungem la 1000 de ochișori, atunci, cadou surpriză, tocmai ați văzut cercei romb închizătoare cu lever back la 1000 de ochișori, cadou, dragii mei. Vă invit să distribuiți și haideți, multă baftă tuturor, ce să zic, da? Am uitat să vă spun de extragerea pe random, clar că nu se poate. Sâmbătă, după cum știți, în fiecare sâmbătă avem extragere pe random. Peste săptămână avem extragerile câte 5, la 500 și la 1000 de ochișori și minunați cercei cu zultanite. Lunguieți, foarte frumos, argintii și cu zirconia negru, montura, foarte fain. Cercei, dragii mei. 4,2 cm lungime, 7 mm lățime. Tania Popa, pe ăștia evrei, cântăresc 5 grame și pot fi achiziționați pentru 60 de euro în acest moment. I-am pus deoparte, Tania. Stai să îl pun pe zero pe site, că să vând ca apa. I-am pus ca să fiu sigură că nu-i dau la altul. Pune acolo și scrie numele, da? Mersi. Bun, și trecem mai departe. Să vă arăt, da, dragii mei, ce am nou pe stoc, din nou, seturile cu fluturaș, aurii și argintii le găsiți din nou pe site, da? Hai să vă arăt. A, 60 parcă. Seturile cu fluturaș, inel, cercei și pandantiv, le găsiți din nou pe site, am și argintiu
și le găsiți și pe Auriu, dragii mei, așa că intrați acolo să vedeți, da? Să văd ce mai am noutăți. Brățările stil Pandora argintii, din nou pe stoc. Să vă dau un pic așa mănunte rapid. Argint 925. Brățări stil Pandora cu zultanite. Argintii doar am de data asta. Da? O să mai primesc data viitoare, primesc și aurii, momentan doar argintii. Îți vânduți deja, Ionela, că am zis cineva înaintea ta, la ea i-am dat deja. Pe urmă, tot la brățările astea, să vă arăt ceva care să vă lase cu gura căscată. Ia uitați! Brățări! N-am primit cercei. Inelul tocmai l-am pus la vânzare, că nu m-ați mai contactat, nu mi-ați mai zis nica de el. Cel dinaintea rombului, care era dreptunghiular. Da, ăia sunt. Brățară. Da, sunt deosebite, Angela. N-am mai avut așa ceva. Sunt modele, ultimul, ți-am zis că... modele noi, tot ce o scos acum designerul, am modelul ăsta, avem o grămadă la ele, da? Argint 925, brățara, dragii mei. Brățara stil Pandora e 60. Na, că am intrat greșit, ia să vedem, am deschis. Da, sunt wow, brățările, argint 925, zultanici și circonii. Brățara, dragii mei, are 24,5 cm lungime, dacă punem și extensia, da? O fie la 20. Da, într-adevăr ați amețit pentru că este o piatră care pur și simplu te amețește. De asta ți-a amețit. 1,5 lățime cântărește 15 grame și poate fi achiziționată pentru 100 de euro. Și mai am și altă formă, mai mare. Da, asta are pietrele și mai mari. Bună, Georgiana! Felicitări pentru achiziție, Georgi! Nu te-ai putut abține, corect? Angie Cojoc, n-am primit nimica, să vezi o țâră la poștă unde l-ai pus, Angie. Da, brățara, dragii mei, e mai mare de data asta, are 22 de centimetri lungime, mai scurtă, dar la pietre e mai mare. Și costă și ea tot 100, la fel 100 de euro, și avem asta, și mai și, ia uitați. Argintii, o piatră mai mare, în rest mai mici. Burcă Ștefan Pușa, da. Brățara e minunată, am două brățări albe, asta are o piatră mare aici, dacă vedeți diferența dintre astea. Asta e la mijloc, mare, și pe părți mai micuțe. Sunt vis, argint 925, brățara, dragii mei. 24 de centimetri lungime, când spun, deci e cu lanț pe două părți. Totalul e 24, dumneavoastră, vă puneți cum doriți, o faceți și de 15, o faceți și de 24, da, cântărește 16 grame, poate fi achiziționată la 100 de euro.
Ok. Bine, manga. Și mai am una tot așa, da? Asta le-am prezentat. Ce mai am? Pardantive. Ce mai am? Da. Ce am nou pe stoc? Nu, nu, suntem în Germania. Rodi, 3D-ul nu este scarabuș. 3D-ul sunt culori unii, scarabușul e Swarovski, știi? Și hai să vă arăt, dragii mei, ce-i lungi. Argint 925, închizătoare cu lever bank, n-am mai avut de mult, toată lumea mi-a cerut. Uite că i-am și primit. Superbi cercei. Argint 925, lungimea lor, o secundă să-i găsesc, uite aici, setul cu fluturaj, să mă uit un pic că nu știu, sunt cercei lungi, sunt la 30 de euro perechea, Luciana, da, 8 cm lungime, 7 mm lățime, închizătoare cu lever back, 30 de euro perechea, un model, pune acolo. Să vă mai arăt că mai am și alte modele. Pe urmă am model tot așa lungi cu bile. Tania Popa, brățară, da. La fel... lungi 8 cm, cu bile de data asta, 8 cm lungime, 6 mm lățime, 9,1 grame, 30 de euro, închizătoare cu lever back și mai am așa, la fel și ei, pe auriu, cercei lungi pe auriu nu am, să știți, așa modelul ăsta nu. Pe urmă mai am primit creole, am avut aurii, argintii și acum orvii roze, da? Da, trimit în toată lumea, sigur că da. Numai nu știu cât e poșta în Scoția, numai o secundă că zic imediat, un moment, cât e transportul în Scoția... Nu văd. Stai un pic să vedem. Dar cred că e 18 euro pe tot în... Nici nu găsesc Scoția aici. Cred că aparții de Anglia, sau? Cred că aparțineți de Anglia. Dacă aparțineți de Anglia, are vamă și e 30 de euro transportul, să știi, Scoția. Slovenia, Singapore, uite că n-am Scoția aici, că aparțineți de Anglia, Scotland. Da. Da, este 30 de euro cu vama, să știi. No, asta e. Bun. Inelul cu 80 a luat, eu îl aștept cu nerăbdare. Repede, bravo, felicitări. Eu văd aici că s-o vândut, dar nu știu cine o cumpăra sau ce. Da. Cercei creole, haideți să continuăm, că m-o fura peisajul acum.
argint 925, 7 euro în Germania. Că le pun toate cu asigurare, că nu vrem să pierdem nimic, da? Diametru 4 cm, 6 mm grosime, culoare roze. Da. Până acum numai inele universale am arătat, draga mea. Argint 925 și pot fi achiziționați pentru 45 de euro. Italia costă 18 euro transport în toate țările UE. E 18, în Austria e 14. În rest e 18, să știți. No. Și să vă arăt ce lanțuri am primit. Lanțul cu perlă. Am aici ceva super. În Spania. Și în Spania e 18 euro. A fost 30 la un moment dat, dar e 18. Da, poate mi-a arătat și mie setul achiziționat pentru ziua mea. Aha, ce să-ți arăt ce ai cumpărat? Da, George, sigur că da. Ia uitați, perlă. Argint 925, lanț auriu, perlă baroc, perlă naturală. De apă dulce. Ionela, în total, cercei erau 60 de euro. În total ar fi 60, cercei erau 60, așa. Păi nu știu care cercei vrei. Ionela, care cercei vrei? Că nu mai știu acum. Ăia pătrații sau dreptunghi, nu mai știu. Da? Și poate fi achiziționat pentru 45 de euro lănțișorul. Și trecem mai departe și seturile cu fluturaș, numai un pic că vă zic imediat, seturile cu fluturaș, m-a întrebat cineva cât e prețul, o secundă să mă uit, vă spun un moment, unde-s? Am trecut de ele. Nu le văd. Aici. O să găsiți la pagina de pornire. Setul cu fluturaj e 110 euro setul. Cercei ați arătat înainte de rom. Rotunzi. Care se ia rotunzi? Oia ce am eu în ureche? Sau? Și am aici. Era o minge. Ăștia, da? Ia uitați. Crenguță de laur, de dafin și cu perlă naturală. Superb lănțișorul. Argint 925, auriu. Lănțișorul, dragii mei. 45 de centimetri lungime. 1 mm grosime. Și poate fi achiziționat pentru 60 de euro. Foarte frumos. Dragii mei, dacă nu vă răspund, înseamnă că nu văd mesajele, știți cum îi... Eu tot dau cu degetul și mă mai uit. Cu piatră mare. Cercei cu piatră mare? Oh, nu știu, habar n-am. Sau inelul cu piatră mare. Ah, ok, trimite. Emilia Corner, vrei lănțișorul cu frunză de laur? Sau? Da, dragii mei. Lanțul cu perlă, frunză de laur, pare asta. Angela, pune de acolo la care vrea, că nu știu, care vrea unui... Cu perlă baroc sau perlă, da, lănțișorul, dă-i pune la domnișoară, la doamna Emilia Conner, da. Nu, aia cu cremă, cu frunză de laur. Mă
scuzați, îmi cer scuze. Da, cu perlă, sigur, și ție. Tot perlă de asta de cu crenguță, Angela, sau de aia, altă cu perlă baroc. Și haideți să vă arăt cercei candelabru vis. Nu un pic. Să vă arăt ceva deosebit. Argint 925, cercei de lux. Mulțumesc frumos! Cercei, dragii mei, sunt wow! Mulțumesc, mulțumesc mult! Au 7 cm lungime, 2,2 lățime, sunt bătuți în circonii aurii și argintii, cântăresc 17 grame și pot fi achiziționați pentru 60 de euro. Au 17 grame, da? Bun. Și hai să vă mai arăt de data asta Swarovski Aurora Boreală, cercei lungi, lacrimă, închizătoare cu lever back. Aha, da, 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 ăștia, pune acolo. Ăștia. Aurora Boreală și pe Aurora Boreală și pe clar. Și o să-i găsiți cu tortițe aurii și tortițe argintii. În două culori, îi găsiți de separat, Aurora Boreală și alb clar. Pune și cercei. Care cercei? Angela, ăștia la 60, ăia cei mai tari? Da. Tortița aurie, tortiță argintie. Hai să și deschid. Cercei, dragii mei. Cercei cu perlă să meargă cu lănțicul. Trebuie să văd ce am. Nu știu, acum aici nu am în mână, dar mă uit pentru mâine seară, pregătesc să vedem ce găsesc, da? Sau la ăia vă dau cercei Swarovski, stilul, modelul ăsta, albi. Vă arăt eu imediat, ca să fie cu perlă. Deci cerceii 4,5 cm lungime, 1,2 lățime, cântăresc 7,3 grame și pot fi achiziționați pentru 45 de euro cerceii Swarovski. Tania Popa. Da, Tania, te sun după live să vedem care brățară, că sunt de toate culorile la 100 de euro și nu știu pe care o vrei. Și trecem mai departe, continuăm cu Swarovski, mai micuți de data asta, roșii, aurii și argintii și ei, da, închizătoare cu lever back, la fel îi găsiți pe site, sunt roșii, închizătoarea cu lever back, perlă și aurii, în momentul ăsta... Trebuie să văd, cred că am o pereche aurii, da. Argint 925. Cercei la fel îi găsiți, sunt 25 de euro, au 3,5 cm lungime, 1 cm lățimea lor. Cântăresc 6,6 grame și pot fi achiziționați pentru 25 de euro. Și... Uite aici, uite doamna Emilia, cerceii de la Swarovski, alb, cu perla albă, la 25 de euro, vă pun tortițe aurii la ei și iau argintișe închizătoarea cu lever back, da? Și pot fi achiziționați pentru 25 de euro. Vă pun aurii cu perla albă și gata setul, bun? Ok. Și trecem mai departe. Monica, oh, ai pierdut o grămadă, Moni. Bine ai venit!
Ionela Ivanciuc pe roșu, da. Roșu cu tortița aurie sau argintie, Ionela? Cercei oval. Închizătoare cu leverback. Da, Ionela Ivanciuc, sigur, ce culoare să fie? Cercei, da, pe roșu, dar ce tortiță vrea? Argintie sau aurie? Cercei, dragii mei, 2,6 cm lungime, 6 mm grosimea lor, oval, cântăresc 9 grame și pot fi achiziționați pentru 25 de euro și ei în momentul ăsta. Aurie vrea Ionela. Na, pune acolo. Ți-am pus deoparte la 25. Și mai am tot de la Swarovski cruciulițe albastru, negru, toate sunt cu închizătoarea cu leverback și le găsiți pe argintiu și pe auriu, tortițe argintii și aurii, deci am albastru, am negru și green keys, aici, da? Absolut toate perechile le găsiți, le vreau și eu, cercei, oval, aha, ok. Bună, Monica, cine? Cercei oval, Dana Engelman și Monica. Și, aha, cercei oval vor amândouă. Păi și gata, că nu mai sunt două perechi, s-a terminat. Da, haideți să vă dau, să vă spun despre cercei de la Swarovski. Închizătoare cu leverback, da, argint 925, cu cruciuliță, cruciuliță Swarovski, elementele Swarovski, da. Ia să vedem unde sunt, aici. Și cum am spus, îi avem în trei culori, în cutia fermecată, sigur că da, vezi că Suzanare are punguța ei. Cercei, dragii mei, 3,5 cm lungime, 1,4 lățime, 3,4 grame și pot fi achiziționați pentru 25 de euro. Și hai să vă mai arăt niște cercei de aia așa care să vă uimesc un pic, nu foarte tare, așa un pic. Perlă la lănțic e linguriță, poate găsi și la cercei tot așa. A, nu, la cercei nu am așa, să știi. Eu vreau cercei a dumneavoastră perle verde aurie. Pe auriu nu am, momentan am decât tortițe argintii, ca să știi, dar ăștia sunt zoltanite. Aveți o pereche de cercei aurii cu zoltanii să-mi puneți lângă inel. Manga. Mm-hmm. Păi hai că vedem ce am manga după live, da? Vă rog să uitați lanțul bărbătesc cu cruciuliță. Ups! Ok, hai că după creolele astea arăt. Hai să vă arăt o pereche de cercei creole. Superbi, ia uitați. Cu circonii bagheta, circonii aurii. Sunt superbe, după cum vedeți, lucrătură în trepte făcută, din ce în ce mai mare. Creole. Da? Cercei, dragii mei. Mă pic că nu-i găsesc. Argint 925. I-am găsit. Da, mulțumim frumos. Au diametru 4,5 cm. 4 mm grosimea. Cântărec 19,3 grame și pot fi achiziționați pentru 50 de euro. Argint 925. Și hai să termin cu cercei, că mai am 3-4 perechi și imediat după aia trecem mai departe. Să vă arăt o pereche de cercei, wow, arginți 925, circonia, model
superb, închizătoare cu lever bag, vedeți că vine una peste alta. Magneta Sulean vreau cu zultanite. Op, nu știu ce vrea cu zultanite. Îi rămâne la atunci. Care mi-ați arătat pe auriu cu perlă albă. Da, 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 ăia rămân, sigur. Argint 925, ia uitați, cercei oval, foarte frumoși. Arată super în urechi. Ia uitați cum sunt, da, închizătoare, deci bine cam așa în ureche, în față și în spate, foarte fain. Intră din față, se închid în spate. Foarte frumos modelul, deosebit. 4 cm lungime, 3 cm lățime, cântăresc 22,6 grame și pot fi achiziționați pentru 40 de euro. Ați uitat de setul meu. Oh. Da, am uitat multă lume. Ok, las toate deoparte. Și hai să vedem în primul rând Georgiana. Prima dată trebuie să mă uit, ba, parcă știu, ai cercei dreptunghiulari, care i-am pus la fata asta, care i-ai pus deoparte, dă să-i arăt. Georgiana, cercei și inel. Inel, uite aici, ăsta. Mă, fii atentă, Georgiana, cam ce ai cumpărat, da? Inel, cu zultanit ai cumpărat. Și fii atentă, aici are o piatră, așa e modelul, da? Ca să știi, să nu te sperii. Argint 925 cu zultanite și mi se pare că ai achiziționat și o pereche de cercei de ăștia, da? Asta ai făcut set cu ele. Foarte frumoase, să le port sănătoase, draga mea. Nu inel. A, păi nu știu, stai să intru. Ops. Hai să intru să văd atunci, că așa nu pot să-mi dau seama, Georgiana. Moment, stai să deschid comanda ta, că nu-mi dau seama, să văd. Pandantiv, aha, Georgiana, o grămadă de comentarii, a, da, ai cumpărat cercei, așa, cercei de ăștia ai și pandantiv, da. Hai să vedem pandantivul, că n-am mai apucat să prezint în seara asta și cred că rămâne pe mâine, că nu reușesc să le prezint pe toate. Un moment, da, uite, Georgiana, cam asta ai cumpărat. Foarte frumoase, să le port sănătoasă, draga mea. Cercei și pandantirul, da? Bun. Eu seara asta fac pachetele și le dau drumul, să știți. Și hai să arăt lănțișor și cruciulița. Că mi-a spus Ionela de ceva timp. Da, hai să vedem, Ionela, ce cruciulițe am aici. Să vedem ce mai găsim pe la cruci. Cruce, cruce. O, am o grămadă de pandantivi aici. Wow! Cruciulițele. Bun. Uite aici. Argint 925. Cruciuliță. Și punem un lănțișor la ea, da? Sigur, cu mare drag. Suzana Müller. Hai că te sun după live, Suzana Müller. Cere prietenia pe Messenger. Ți-am cerut prietenia. Dă-mi acceptul pe mes la Facebook ca să te pot contacta și te ajut să-ți iei bine. Și eu aș pune, ia să vedem, un lanț mai lunguț. Uite aici, lanț de 50 de centimetri. Uite așa, Ionela, să știi că piele nu am. Da, să-l port sănătoasă și la mulți ani, Georgiana. Ia uitați, lănțișor, argint 925, bărbătesc, da? O cruce mai mare nu am, dar să știi că crucea asta funcționează perfect pe lanțul ăsta. Ia uite, hai să-ți arăt.
Ia uite-o. Da? Hai să-ți dau detalii. Cruciulița. Mă un pic să o și găsesc. Argin 925. Asta e modelul mai micuț. Ăla mai mare nu l-am momentan. Dar nu văd niciun impediment. Uite acolo. Funcționează perfect. Bun, că dacă vrei mai mare, se poate și mai mare, dar că nu am eu acum pe stoc. Da, Elsie, nu am șnur, din păcate nu am șnur. Crucea e 20 de euro, are 4 cm lungime, 2 cm lățime, cântărește 3 grame, iar lanțul e lanț bărbătesc, trebuie să intru în colecția de bărbați acum. Așa, argint 925 și el, să vedem modelul, are 50 de centimetri lungime, 3 mm grosimea lanțului și costă 45 de euro, ar veni 65 de euro setul. Na. Acum, depinde la alegerea fiecăruia, știi? Nu am șnur, am, să știi că am căutat șnur, nu am. Lanțul din mână costă 45 de euro, e lanț bărbătesc și are 50 de centimetri lungime. Și crucea costă 20 de euro și are 4 centimetri pe 3 centimetri. Deci să-mi scrii dacă îl vrei, dacă nu le pun. Să mi-l puneți mie mâine dimineață, doamna, să mi-l puneți și mie. Aha. Vreau și eu inel Mystic 19 mm. Doamna Same, stai să văd care e la Mystic-ul de 19 mm, să vedem un pic. Imediat mă uit. 65 cu totul, da. Inelul Mystic. Ia să-l vedem unde este. Poți să-mi trimiți o poză cu inelul Mystic, Same, ca să-l văd care e, să nu stau să caut după el. Da. Corect, Alex, e super. Draga mea, matematiciană. Mulțumesc pentru ajutor. Unde este inelul Mystic? Nu, dacă ai putea să-mi trimiți o poză ca să nu caut toate, știi? Da, numai ăsta l-am acum, Ionela. Mai am ceva cruciuliți, dar mai micuțe, alea sunt mai multe, da, mă, subțirele, spinuțe, altfel. Nu am poză. Nu. Păi, mă uit aici pe site, dar durează prea mult și suntem pe sfârșite. Să nu, în loc să prezint, caut un inel Mystic. E pătrat cumva? Ce formă are? Hai să mă duc să văd aici. Acum, na. Pătrat sau dreptunghiular? Aha. Unde am micicele? Nu am aici. Nu am acum, trebuie să stau să caut după ele dacă nu am alea, lasă pe mâine seară. Mâine seară vă fac live cu inele, am și o grămadă de inele. Mariana Elena Constantin, da, sigur că da, te sun. Și mâine încep live-ul cu inele și atunci îți prezint acolo și îți cau și inelul până atunci, că deja să nu mai pierd timp, mai bine mai prezint ceva, știi? Hai să vă mai prezint. Bine, doamna Sameș, să nu te superi. Vreau ce ați arătat acum să mi-l puneți deoparte lanțul și pandantivul, ok. Hai să vă mai arăt cercei, argint 925. Ia uitați, închizătoare cu file de data asta, dragii mei, foarte frumos cercei, ia uite. Superb, deosebiți. Ai grijă, m-am speriat. Cercei, dragii mei, 3,4 cm pe 3 cm,
cântăresc 9,7 grame și pot fi achiziționați pentru 25 de euro. Și am aici o pereche de cercei superb lungi. Florentina Stoica. Da, avem și seturi cu zultanite. Cum să nu? Acum va trebui să intrați și pe site. Cercei cu cruciuliță. Ia uitați, cercei lungi. Avem exact 3 cruciulițe la un cercel. Ia uitați, aici sunt 2 și aici mai avem una mică care în pietre e super. Sunt super cercei. Ia uitați. Închizătoare cu leverback, argint 925. Cerceii sunt deosebiți. Hai să vă arăt. Cerceii, dragii mei, 5,5 cm lungime, 1,6 lățime, cântăresc 5 grame și pot fi achiziționați pentru 25 de euro în acest moment și nu vreau să închid până nu vă prezint încă ceva și anume am primit modele noi de cercei cu lanț prin ureche. Ia uitați și cu asta închid. Am pus 2 cercei albi, clar și negru. Da? Uite așa se țin, argint 925. Puteți pune și mie la comanda mea? Da, cum să nu? Cercei, dragii mei, 7 cm lungime, 6 mm lățimea lor și pot fi achiziționați pentru 15 euro. Da? Argint 925, cercei cu lanț. De data asta avem un lanț șarpe care trece prin ureche. Și eu mă opresc aici în această seară, dragii mei. Cercei cu cruciuliță. Da, sigur că da, Stroie Emilia, cu drag. Vă mulțumesc. Vă aștept din nou mâine seară, ora 21. Să știți că chiar dacă sunt pe YouTube, o să fiu și aici. Argint negru, lănțișor bărbătesc. Nu, nu am argint negru în momentul ăsta. Vă pup, vă îmbrățișez, vă urez o noapte liniștită și vă aștept din nou mâine seară, ora 21, cu inele. Mâine seară, după cum am spus, încep cu inele. O să caut inel mistic, mărimea 19, pentru doamna Sameș. Notează să nu uit. Mistic, mărimea 19. Dragii mei, noapte bună, mâine seară, ora 21. Pa, pa!